Pe 25 iunie, locuitorii din Tăuții Măgherăuși sunt așteptați la sărbătoarea orașului. De la ora 14 se vor desfășura activități destinate copiilor, muzică, dans, desene pe asfalt. Deschiderea oficială este programată la ora 16 în acordurile fanfarei Stibina și în prezența majoretelor, după care de la ora 16.45 va avea loc nunta de aur. Vor mai evolua corul Floare de Colți, ansamblul folcloric Mălinul, iar de la ora 18 ansamblul Ansamblul Folcloric Național Transilvania. Spitalul Municipal din Sighetul Marmației face angajări. Sunt disponibile posturi de electrician, tâmplar instalator, muncitor necalificat la blocul alimentar și un post de asistent debutant masor în specialitatea balneofizioterapie și masaj. Dosarele se pot depune până pe data de 3 iulie, iar concursul este programat în intervalul 12-18 iulie. Pompierii din cadrul Secției Vișeu de Sus au desfășurat un exercițiu cu forțe și mijloace în teren pe Valea Vaserului, în care a fost simulat un incendiu la fondul forestier. Exercițiul a fost desfășurat în cooperare cu Ocolul Silvic și Mocănița din Vișeu de Sus. Au participat peste 20 de persoane și au fost pregătite 3 drezine care pot fi folosite pentru transportul victimelor pe targă, în eventualitatea producerii unor situații de urgență pe Valea Vaserului.